domnul director are să ne spună două cuvinte din ce cauză este dumneavoastră aici și noi de ce suntem strânși aici. Vreau să spun de la început că evenimentul a fost programat în ora 16:30. Asta ca să aveți, domniile voastre, convingerea că nu am întârziat vernisajul, ci că aceasta a fost ora stabilită de la început. Doamnelor și domnilor, cred sincer că acesta este un moment important. Un moment important pentru cultura Borjului în general și pentru orașul Sicleni în mod special, pentru că ceea ce se întâmplă în aceste momente este un eveniment de multe speranțe și în același timp este un eveniment care să sperăm în anii care vin va produce în continuare performanță culturală în orașul Sicleni, o localitate care are de anumite tradiții culturale. Nu a fost deloc întâmplător ca cea de-a 28-a ediție a Festivalului Internațional de Arte Vizuale Gorj-Fest să își stabilească sediul final la Sicleni. Așa cum am promis de anul trecut, am decis ca două dintre creațiile sculpturale care au fost realizate în cadrul proiectului Bursa Vântului să fie amplasate aici, în acest scoar, în fața acestei case de cultură, pentru că orașul Sicleni merită din plin lucrul acesta. Colegul meu, domnul de Vedător, care a fost și directorul de program al Festivalului Internațional de Arte Vizuale Gorj-Fest, a venit cu propunerea ca și salonul internațional de sculptură mică, grafică, artă plastică, organizat în cadrul Festivalului cel Mare, să fie vernisat tot la Sicleni, în interiorul casei de cultură. Cele două creații pe care domniile voastre le vedeți aparțin unor foarte buni prieteni și aș vrea să vină în față. Eric Perjovski și Alexei Mindrașcu, doi artiști plastici basarabeni. Și aș vrea să fiți de aceeași părere cu mine că nu a fost un lucru întâmplător, ca, iată, anul viitor, știți foarte bine, vom sărbători 100 de ani de la România Mare. Nu a fost deloc întâmplător ca doi artiști plastici basarabeni să fie cei care își dăruiesc, practic, drepturile de autor și creațiile orașului Sicleni. Haideți să le mulțumim și să-i aplaudăm. Să vedem dacă noi suntem în stare, noi, cei care suntem foarte buni de gură, să dăruim ceva basarabie. Basarabia, uite, se mai află o lucrare acolo. Aparține de asemenea unui cultor intervenit. Iar înăuntru, domniile voastre deja ați văzut, se află creații realizate în cadrul Festivalului Internațional de Arte Vizuale Gorj-Fest. S-ar putea. După ce vom negocia cu domnul primar, să încercăm, printr-un protocol, să lăsăm pe perioadă nedeterminată
și sculpturile și grafica din salon să le lăsăm și să le dăruim tot Siberia. Nu este vorba de nicio mulțumire și aș vrea să vă considerați, domnile voastre și ceilalți cetățeni ai orașului Țigleni, ca având dreptul să primiți și să fiți proprietari în oraș de recreații, datorită unui lucru foarte simplu. Noi, instituțiile de cultură ale județului Gorj, trăim din taxele și impozitele domnilor. Un procent acolo, în fiecare taxă pe care o plătiți, revine și segmentului cultural. Deci, noi nu facem altceva decât să vă înapoiem niște bunuri care, de fapt, vă aparțin. Și pentru asta aș vrea să vă mulțumim încă o dată. Îl rog pe domnul primar să spună mesajul pe acesta. Da. Domnule director, stimați invitați, e prima dată când asupra orașului nostru se îndreaptă cultura județului Gorj cu aceste lucrări care, cum a spus și domnul director, nu sunt întâmplătoare. Aceste structuri care ne face cinste vecinilor noștri basarabeni, noi nu avem cum să le mulțumim decât prin faptul că suntem alături de ei, ca și cum suntem de orice județ al nostru. Aș vrea ca la anul, dacă mai are loc asemenea laboratoare de lucru, să fie găzduiți la noi în localitate, că mai avem și alte localuri care putem să mai postăm aceste lucrări de artă, care cred că trebuie să o ducem mai departe. Nu știu, suntem în județ al lui Brâncuș, care ne-a făcut cinste cu lucrările lui. De ce nu să nu ducem mai departe aceste lucrări în lucru, în piatră, în structură, în piatră? Eu, până la anul, o să discut cu toate forurile de lucru din orașul Țigleni, să putem să găzduim pentru la anul, cum am înțeles de la domnul director, în jur de 50 de persoane care vin în județul nostru în fiecare an. Poate nu putem pe toată perioada, dar măcar o săptămână, două sau cât o jumate din programul dânșilor, să putem să-i găzduim la noi în localitate. Acum nu rămâne decât pe toți invitații de aici, care ne-au făcut cinste să fiți alături de acest eveniment de inaugurare a acestor sculpturi, vă invităm la sala de festivități din orașul nostru, că avem încă un eveniment care ne face cinste din nou, să fiți alături de noi cu ziua bunicilor, care se aibă astăzi la ora 5, la ora 17. Împreună, dacă se poate să merg, acum o să luăm parte alături de această zi. Mulțumim, domnul primar, fără îndoială că invitația domniei voastre ne onorează. Știu că dumneavoastră, fiind gazdă, aveți treabă și acolo. V-aș vrea să ne permiteți noi să mai rămânem câteva minute pentru a vernisa și salonul din interiorul Casei de Cultură, după care, evident, toți invitații dumneavoastră, participanții la Festivalul Internațional de Arte Vizuale, vor veni către dumneavoastră. Vă aștept acolo să vă mulțumim mult și să le stăpânți. Mergem înăuntru, aici, pentru că mai sunt încă participanți la lucrări, să-i onorăm cu prezența și să vernisăm și salutăm.